Vali! Vali! Băi, băi, și nu e băi, băi! Sunt elevi la școala gimnazială Ovid Însușianu în clasele a 7-a și a 8-a. Le place sportul, în special handbalul. Este vorba de cei care formează echipa de handbal a școlii și care s-au întors cu rezultate bune de la Olimpiada Județeană desfășurată la Brașov în urmă cu o săptămână. A avut loc Olimpiada Județeană a sportului școlar la Brașov împreună cu 3 echipe din Brașov. A participat și echipa școlii noastre la handbal masculin. S-a desfășurat în sala școlii numărul 19 din Brașov. Echipa noastră a câștigat 3 meciuri, scoruri destul de mari și ne-am calificat pentru faza zonală a acestei Olimpiade Naționale Sportului Școlar. Băieții s-au luptat pe terenul de handbal cu echipa din tot județul. Le-a fost greu pentru că, spre deosebire de celelalte echipe, ei nu au o sală de sport performantă, însă s-au descurcat și chiar au câștigat. Am fost la o competiție județeană de handbal pe școli. Echipele mi s-au părut destul de bune, dar noi avem noroc că suntem o echipă din Făgăraș, antrenată de Dumitru Opriș, la Junior 3, suntem în competiție și am fost mulți într-o clasă handbaliști de acolo și am reușit să aducem victoria acestei școli. Deci, practic, voi vreți reprezenta Brașovul mai departe? Da, pe zona la Cluj. Și cum sperați că va fi? Sperăm că va fi bine, noi suntem destul de pregătiți și vom vedea la acolo. Am înțeles că ești golgheter, câte goluri ai dat? Păi în primul meci a fost destul de ușor, a fost 22-0 scorul, am fost golgheter, am dat 7 goluri și cam în toate meciurile mi s-au adunat mai multe puncte. Competiția a fost destul de bună și timpul de antrenament destul de scurt și cum noi nu avem sală foarte bună în care putem să facem antrenament, am avut noroc că ne-am putut antrena la clubul sportiv cu Dumitru Opriș. Aici nu avem nicio condiție. Echipele au fost destul de bine pregătite, dar am reușit să câștigăm cu rezultate foarte bune. Sperăm să obținem rezultate foarte bune, să câștigăm și la etapa zonală și să ne ducem mai departe la faza națională. Mulțumim, numele și clasa. Manciu Daniel, clasa 8-a. Faza zonală va avea loc la Cluj-Napoca în 11, 12 și 13 aprilie. Vom concura cu județele Cluj, Brașovul reprezentat de noi, Alba, Sibiu, Mureșu, Covazna și Harghita. 6 județe. Și handbaliștii din ce clasă sunt? Handbaliștii sunt din clasa 8-a și a 7-a, sunt sportivi legitimați la clubul sportiv, îndrumați de domnul profesor Mitică Opriș, care m-a și ajutat în această acțiune și pe care rog și de data asta să însoțească la competiția respectivă. Anul trecut ați mai obținut, parcă... Anul trecut am obținut locul 2, ne-a bătut Clujul în finală, 21-20, cu, mă rog, sunt multe tertipuri în handbal și ne-a bătut și am luat locul 2. Dar am fost foarte mulțumit pentru că vedeți ce condiții avem, sunt județe care au alte condiții față de noi. Numele dumneavoastră întregi și profesorul Anca Ducu Mircea, educație fizică, predau la această școală. Anul trecut, băieții de la echipa de handbal de la școala gimnazială Ovid Însușianu au ajuns la faza zonală, însă au pierdut la diferență de un punct în fața echipei de la Cluj și astfel s-au calificat pe locul 2 la faza zonală a Olimpiadei. Anul acesta, handbaliștii sunt hotărâți să meargă la faza națională și, ca urmare, se vor pregăti intens.